Bine ați venit pe canalul nostru. Am găsit acum un joc foarte drăguț. Numai puțin. Mă învăț în așa fel încât să mă vedeți bine pe ecran. Și acum cred că mă vedeți mai bine. Jocul se numește așa cum îl vedeți. L-am găsit undeva pe magazin Play. Este pentru telefon, nu uitați să intrați și în linkurile care le găsiți acolo jos în descriere. Și hai să jucăm împreună jocul ăsta, să vedem cum vă place. Că v-am spus că am foarte multe jocuri pe telefon care nu am apucat să vi le arăt, de aceea încerc pe cât pot să fac cât mai multe și să vi le prezint. Nu uitați să intrați și pe motanelul și puiuletele, pentru că face clipuri foarte interesante. Acum cred că mă auziți bine. Da, spuneam să intrați pe motanelul și puiuletele, să vedeți și clipurile lui și o să vă apară în descriere. A, gata, aici am terminat nivelul. O să vă scriu acolo jos cum se numește ca să vi-l căutați pe magazin Play. Este un joc pentru telefon. În seara asta v-am prezentat jocuri mai ușoare. O seară eu sunt cu jocuri mai ușoare, depinde cum le găsesc și eu pe telefon și care cum îmi plac, nu am ceva pregătit dinainte, pur și simplu. Ăsta îmi place, ăsta vreau să-l filmez, să-l arăt fanilor. Sper că v-au plăcut postările din seara asta. Tot ceea ce am pus pe canal în seara asta, dar nu numai. Vă puteți uita și în playlist-uri, secțiunea playlist de pe canalul meu, pentru că veți găsi și acolo lucruri interesante dacă n-ați intrat deja. Și la muzică puteți intra, dar de ce nu? Actualizez foarte des playlist-ul cu muzică și îmi place foarte mult ce am postat acolo la muzică. Puteți să ascultați și voi, nu e nicio problemă. De aceea am făcut playlist cu muzică, că nu aveți teme. Așa, vă mai uitați și pe la muzică pe acolo, vedeți, poate vă place și vouă ceva din ce am postat. Sunt melodii drăguțe și românești și străine, le veți găsi acolo. Este o gamă variată de muzică. Și mai de disco și vă uitați voi. A, se pare că am terminat nivelul. Afară este o vreme cumplită. Ninge în continuu. E frig, ceață. Și să nu dai niciun câine afară. E așa, e o vreme de să nu dai un câine. Ia să vedem cum facem noi cu animăluțele astea pe aici. Dacă mai avem mutări. Sper că v-a plăcut ce am pregătit eu în seara asta de mâncare. Din câte am văzut, am tras cu coada ochiului. Așa. Am văzut că da, v-a plăcut.
Vedeți că am și playlist bucătărie, mâncare și dulciuri, vă puteți uita. Deci căutați în secțiunea playlist-uri de pe canalul meu și veți descoperi acolo lucruri care sper să vă placă. Am mai terminat un nivel din joculețul ăsta. Mă uitam să văd la ce fac ei reclamă, ce joc e. Ah, tot ceva de genul care filmez. Ați văzut că avem de atins un target, aici floricele drăguțe. Noi trebuie să scoatem floricelele astea de aici. Să le eliminăm. Ei, mai avem aici floricica asta de scos. Tocmai le spuneam fanilor că este o vreme afară să nu dai un câine pe vremea asta afară, că e frig, ninge și uite așa ce vreme nasoală este și trebuie să eliberez aici că mi-a mai rămas floricica asta, ia să vedem. O, și de-arăți floricica ta? Nu, 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 asta... A ieșit floricica, gata. Băgă-ți repede în chiloți. Nu, nu, floricica din joc. Cum a fost fripturica motanel? Care fripturică? Că nu mai e. A rămas doar filmul pe YouTube. Eu am mai făcut combinația asta de fripturică cu fructe și ne-a plăcut. Am pus chiar și portocale la... A mers. A fost bun. Puteți să încercați și voi. Să vedeți ce gust dulce. Merele au dat un gust foarte dulce fripturii. Ia să vedem cât am filmat până aici. Să vedem, să vedem cu omuleții ăștia cum îi scoatem. Că mai am 3 geamuri. Nu am atins targetul încă. Ba da, acum se pare că da. Am făcut ce trebuia. Asta este un joc mai de relaj, așa. Ia să vedem. Mai facem un nivel 2 și îl terminăm. Ma, închide reclama asta mai repede că nu. Se supără nenea vecin. Aici a jos, dar oare cum fac aici a jos?
Astea nu le pot sparge? Eu cred că am terminat. Ce mai zice? A, porcușor d-aia galbeni. Mai trebuie să adun. Păi hai că e gata. Eu mai vreau să mai mut. Nu, că nu mai am ce, am terminat. Tati, filmul ăla de aseară cu că le-am spus fanilor de liftul ăla, n-a fost cumva pe național? Parcă da. Pe național a fost, dar vă puteți uita și voi pe net, dacă vreți să căutați ascensorul, cum s-a numit? Groaz. Ucigaș, parcă. Ascensorul ucigaș pe național. Nu e de groază, vrei să uite la el? Nu știu dacă le place. Mă rog, nu chiar de groază, dar e un pic cam violent. E SF. SF așa, amestecat cu de groază. Da, am stricat cu acțiune, cu groază. Păi dacă mi-au Cu cerut să suspans. filmez FNAF, A, atunci da, mergi. atunci Uitați-vă. cred că. Ce poate fi mai rău decât FNAF? Da, deci eu v-am spus, e un monstru într-un lift acolo ascuns, o să-l vedeți voi dacă îl căutați pe net, pe unde îl căutați și dați de el. Haide, că am terminat, mai trebuie să fac ceva? Ah, da. Mai aveam de jucat și eu stăteam degeaba. Opa, opa. Că n-am terminat. Mai am un pic, Ai terminat acum. Află de bântuie. nu te grăbi ca fata mare? Ca fata mare l-a măritat, adică că dacă se grăbesc fetele, nu fac treabă bună. Așa că, dar nu știu dacă mai vor fetele să se mărite în ziua de azi. Na, nu, cam problemă. Se pare că nu. Deja nu mai. Dar nu se știe. Poate se mai schimbă generația. Încă un pic, încă un pic, să mai scot niște căței din ăștia galbeni. 1, 1, 1, 1, gata, 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 am terminat ăsta. Ăsta a fost, da, suficient. Ăsta a fost joculețul pe care am vrut să vi-l arăt în seara asta și nu uitați să intrați în linkurile care vă apar în descriere. Pregătești un clip acum pentru fani. Deci intrați că vedeți ceva drăguț. Ce pune motănelul acum acolo? Pa, pa!